apropo de Șumudică, jucam în Cupa Intertoto, care e Conference League acum la... Cam asta e varianta. Exact. Adevărat, așa este. Jucam în Elveția. Și am plecat... Cu Porto? Da. Așa. Și nu în Elveția, am jucat și în Elveția, jucam la Tirol, în Austria. Da. Și la acolo jucau ăsta... Tirol. FC Tirol, da, exact. Peter Pacult era un atacant foarte bun, da, național la... Austria. Nu știu, 45 de gol, nu știu ce. Și acum... dar am plecat cu autocarul. Am ajuns cu o rapandulă de autocar până am ajuns acolo. Așa. Și acolo erau niște autocare de alea frumoase. Era toată lumea, lumea bună. Și aveam un băiat, Gică Olteanu, care era coleg cu noi și zice... Îi zice la lui șofer, bă, Popică, pune, bă, te rog eu, prelata pe el, să ne facem de râs. Și la tot drumul am ajuns cu 5 minute înainte să înceapă joc. Nu cred. Pe cuvântul meu, domnule, ne-am îmbrăcat în autocar repede. Și rezervele n-au avut timp să iasă de la vestiar. Noi, titularii, ne-am dezbrăcat și rezervele deci au... Deci, practic, ne încălziți, ne nimic. Ce ne... Direct în joc. Da. Și rezervele n-au avut timp să iasă la vestiar. Și în momentul când au ieșit de la vestiar, era 3-0 pe tabelă. Și Șumudică zice, uite, bă, pe nesimțiți au pus 3-0, să ne scadă moralul. Dar o mică, aia, nu bă, tâmpitule, a ta-i scor. Și Șumudică ieșise de la vestiar. Da, era rezervă și mi-a de la vestiar. Și a zis că aia sunt nenorociți austriecii. Ia uite pe aia austriecii să ne ia moralul, a pus 3-0 pe tabelă. Dar cât de repede ați luat golurile? 1, 2 și 3. Adică ne-am avut... Cât s-a terminat, mai țineți minte? 5-1. Ne-am revenit în episodul, că mai era și noi încălziți. Da, da. Și era Ciucă, era un băiat Ciucă, fundaș central, Daniel Ciucă. A fost jucat și el în echipa națională, copil bun, jucător bun. Și la pauză, domnul Chihal certa, bă, Ciucă, te-am zis să-l marchez pe ăla, pe Pacul tău, da, să stai lângă el, să nu știu ce. Auzi, bă, ne-a romică. Și a zis, a vorbit ceva ori. Păi dacă mi l-ați dat să-l țin pe ninja, nici nu-l văd când e în față, când e în față.